Românii își vor primi banii pe taxa auto până la data de 30 iunie, asta în contextul avizelor trimise de Comisia Europeană. Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 118 pe 2018, termenul limită de efectuare a restituirilor în ceea ce privește taxa specială de autoturisme, taxa de poluare de emisii poluante și timbrul de mediu este iunie 2019. Deci restituirile se fac în continuare, însă termenul limită până la care trebuie făcute toate restituirile va fi această dată. Termenul inițial pentru restituirea taxei era luna decembrie a anului 2018, însă prin intermediul Ordonanței de Guvern numărul 114 din 2018, termenul a fost prelungit cu 6 luni. Taxa auto este o obligație pe care statul român trebuie să-și onoreze. S-au luat banii oamenilor de-a lungul timpului nejustificat și sumele trebuie să fie rambursate. Am pus în legea bugetului un termen mai larg, final de iunie 2019, dar o să fie mai devreme, a afirmat Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor. Comisia Europeană a solicitat rambursarea taxelor de înmatriculare ale autoturismelor în următoarele 2 luni, întrucât a considerat un abuz această taxă. Dacă România nu restituie acești bani, riscă aplicarea procedurii de infringement.